Bună seara! Bine ne-am regăsit, bine ați venit la Biblioteca Județeană Ghete Chirgheanu Neamț. Avem onoarea în această seară să găzduim lansarea unei cărți de poeme, să facem precizarea asta, o să revin poate asupra termenului, Vasile Baghiu. Țin să îi mulțumesc lui Vasile Baghiu pentru apropierea de bibliotecă în general, dar mai ales pentru apropierea de Biblioteca Județeană Ghete Chirgheanu Neamț. Și anume, este un apropiat voluntar, cred așa ar trebui să spunem, mai ales al unei filiale, dar se pare că îl vom avea foarte des și aici, la centru. De data asta ne aduce o metodă, însă eu aș vrea să vin cu o mărturie, înainte de a da cuvântul celorlalți vorbitori, și anume o mărturie al lui Vasile Baghiu, pe care să mărturisesc cumva, să se arăt pe acel Vasile Baghiu pe care l-am cunoscut eu. Într-un timp și într-un loc, care evident nu mai există. Nu mai există pentru că este timpul meu, ca o bulă pe Facebook, cum se zice acum, care s-a întâlnit cu bula lui Vasile Baghiu. Nu erau sfere perfecte, s-au atins tangent, dar pe mai multe puncte, probabil. Era o perioadă în care Vasile Baghiu terminase o primă etapă foarte importantă, indiferent de ce zice el, o etapă foarte importantă în devenirea lui de astăzi. Și anume, terminase liceul în Bacău. Bacău atunci era singurul loc din apropiere care avea un liceu de artă, de exemplu, și avea filarmonică, foarte important lucru acesta. Pentru că Vasile Baghiu n-a lipsit niciodată de la concertele filarmonicii, fiindu-i insuflată o pasiune pentru muzică. Lucru important, spun eu, pentru că l-am văzut pe Vasile Baghiu construit cu o temelie în care, în afară de, eu știu, bunul simț ăla de la Mastacănă, dintr-un sat de sub munții Carpați, sub munții Carpați înseamnă, de fapt, zona cucuteneană, foarte important și lucrul ăsta, s-au adăugat straturi de iubire pentru literatură, de exemplu, și asta s-au adăugat prin efortul, prin contribuția unui maestru, evident. Tot așa și dragostea pentru muzică. Și atunci, în timpul acela, care nu mai este evident, un timp în care munții se îmbrăcaseră în valuri de aramă și aur, iată, sunt liric, așa cum probabil Vasile Baghiu nu vrea să fie când își pune creațiilor lui poeme, vrea să fie epic, probabil, dar o să-l rog să ne explice el cum e. Și a venit Vasile Baghiu, spun din nou, de la Bacău. Era tânăr, era într-o vreme în care asistenții medicali profesau cu o vocație, cumva. L-am văzut aplecându-se asupra unei paciente. Era într-o sâmbătă seara când ne gândeam să plecăm în Piatra Neamț. Era un moment în care ar fi putut să se grăbească și o doamnă, ca să nu zic o băbuță, trebuia să primească tratamentul, și anume o injecție. Și Vasile Baghiu nu s-a grăbit deloc, dar s-a apropiat cu multă afecțiune de acea doamnă. Doamnă care era bolnavă de boală sărăciei, nu era o doamnă care o ducea extraordinar acasă și care, să zicem, nu știu, cu toate astea nu exista nicio urmă de dispreț în ceea ce făcea, oficia acolo Vasile Baghiu. E bine, evident, lucrurile au evoluat. Pot să depun mărturie că acel Vasile Baghiu de atunci nu mai există, este un alt Vasile Baghiu care totuși se înrădăcinează în acele momente de la bisericani. Un bisericani, n-am știut atunci chiar orice, dar pe mine m-a fascinat când am ajuns acolo înaintea lui Vasile Baghiu, un bisericani care după aceea am văzut ocrotește niște soiuri de orhidee, orhidee care cresc și la noi în pământ cu bulbi, nu așa cum sunt astea pe care le cumpărăm de la magazin, epifite, și anume că ele stau pe scoarța unor arbori. Ceea ce e un lucru, atunci cel puțin era mai rar, pentru că era o poluare care le bloca puțin înmulțirea și răspândirea.
Și cine o să meargă acolo la bisericani și știe exact momentul care este secret, evident, o să vadă pe o pantă orientată spre miază zi, o să vadă două soiuri de orhidee. Și o să vadă că ceva nu e comun în florile alea. După aceea este locul în care s-a arătat Fecioara Maria. De unde, mie așa îmi place să cred, puteți să mă contraziți, dar eu o să cred în continuare, că de unde a spus Papa Ioan Paul al II-lea, că România este grădina Maicii Domnului. Iată, aș putea să insist să mai lungesc cu amănunte din vremea aceea, când eu încă eram licean și Vasile Baghiu terminase foarte entuziasmat, cred, de... Nu, termenul este... Era foarte încrezător, cred, în ceea ce va urma să fie. Era foarte hotărât cum este și foarte și astăzi și dacă ar fi să-l caracterizez, aș spune că este poet în secret cumva și scriitor în general. Nu știu de ce spun eu lucrul ăsta, dar atunci când, de exemplu, vârsta cerea Rilke, cum zicea și părintele, și am avut seri cu Lumânări și Rainer Maria Rilke în lectura lui Vasile Baghiu, exista obligatoriu un lirism. Cred că după aceea Vasile Baghiu, nu știu, a încercat probabil să-și tempereze lirismul. Cred, nu știu. A scris și proză, nu numai poezie, și a scris și în zona profesiei. Iată, putem să spunem că se apropie de un de calitate de scriitor profesionist, că asta înseamnă, la urma urmei, să fii profesionist, să scrii ca profesie, nu ca hobby. Este eu, deci, un scriitor complex, dar eu nu voi vorbi despre scrierile lui Vasile Baghiu. Vreau să vă spun doar că a fost o întâlnire, nu știu cum ar trebui să sune cuvântul ăla, frumoasă. Din viața mea, Vasile Baghiu aici, de față. În continuare, aș vrea ca Dan Iacob, cu un talent pe care îl știți, să ne vorbească, dar să ne și recite din Vasile Baghiu. Mulțumesc, vă spun și eu salut, bună seara. De obicei, la lansările de carte de poezie, doar recit poezii. De data asta, poetul m-a rugat să spun și câteva cuvinte. Așa că misiunea este mai dificilă. Bineînțeles, dintr-un volum de poezii, fiecare cititor, în urma lecturii, se oprește asupra câteva poezii pe care le simte mai aproape de sufletul lui. Așa am făcut și eu. Deci, lectura care va urma și comentariile ce vor urma sunt, prin definiție, subiective. Am constatat, de exemplu, că am aflat în peregrinare prin Europa, împreună cu soția și copiii, la început, călătorii noștri au momente în care se simt, citesc, niște oameni din Est care își vedeau unul dintre visuri împlinit, deși nici acela nu mai însemna deja prea mult. Și acum să vă citesc poezia din care provin aceste versuri, poezie care poartă chiar titlul Niște oameni din Est. Niște oameni din Est. La Veneția, la început de septembrie, lumina cădea, nu știu cum, oblic parcă, sau cernută fin, cosită cerească, iar pe canale se simțea traiul lejer și buna dispoziție, deloc melancolie, nici un pic de nostalgie sau poezie, numai turism și reclamă, numai chestii decupate parcă din priantele publicitare, cu gondolieri care abia își mascau plictiseala, cu o mulțime de clienți izbucnind zgomotos în râs, în apusul de soare al lagunei, mulțumiți, mulțumiți, fericiți de abinerea în fața farfuriilor cu pizza și paste, în vecinătatea clipocitului valurilor plescăite de dig trăgăstos, în sporovoială și clinchet de tacâmuri, ca la orice adunare cu oameni porniți să se simtă bine. Noi, în trecere, ca mai mereu, cu amândoi copiii mici
și grijile luate de pe plaiuri mioritice în plimbare prin Europa. Niște oameni în Est care își vedeau unul din visuri împlinit, deși nici acela nu mai însemna deja prea mult, pentru că timpul schimbă în felul lui special nu numai gândurile, stările și sentimentele, ci și locurile, străzile, orașele, țările, făcându-le să nu mai semene cu nimic din tot ce s-a scris și s-a spus frumos, frumușel, despre ele. Altădată, deși aflat în străinătate, gândul poetului se îndreaptă spre țara de unde a plecat. Așa cum se întâmplă în poezia Alegeri la limită. Pentru o țară este mai mult o chestiune de economie sau poate de politică, dar pentru un om este cu siguranță o alegere dificilă, la limită, pe muchie. Natură virgină, căruțe cu fân pe șosea, urși care coboară din pădure ca să mănânce din tomberoanele de gunoi, cerșetori la colțuri de stradă, cercetători și profesori anonimi care încă se țin în picioare și nu întind mâna, deși ar cam fi în situația asta, miniștri care nu par să fi citit o carte în viața lor, țărani care cumpără pufuleți de la magazinul din sat, emisiuni despre spiritul civic la televizor, performanțe europene la decesele cauzate de accidente rutiere, bătrâni singuri, vorbind la telefoane mobile cu lacrimi în ochi. Iar peste toate astea și dincolo de alte lucruri vine speranța de viață, optimismul și încrederea în viitor, fericirea promisă, vitalitatea care îi uimește pe specialiști în supraviețuire pentru o țară. Poate fi mai ușor, cum pentru un gând să treacă de la un subiect la altul, dar pentru un om, nu, deloc, nici măcar cum ai trece, să zicem, de la viață la moarte, fără să înțelegi măcar o clipă ce se întâmplă cu tine. Aflat în străinătate, în Grecia, poetul, spirit lucid, neliniștit, în căutare, resimte inadecvarea cu locul în care se află. Chiar dacă acest loc este un loc celebru, Panteonul, și asta se vede în poezia Transfer. În Panteon mă gândesc la ale mele, pentru că transferul dintre ideile mărunte și tot ce vrea să fie și ce este acest loc, cu tot cu măreția lui și așa mai departe, se face automat, ca în tehnologia de ultimă generație. Poate că tu crezi în soartă și în toate chestiile astea astrologice, ceea ce îmi oferă și mie un pic de avantaj, pentru că sunt cu tine. Însă nu merge așa, sau nu întotdeauna, și nu în toate fazele, situațiile, întâmplările, întâlnirile, coincidențele, pasajele de trecere, impasurile, intrările fără ieșire. Doar la sfârșit se adaugă povestea în două, trei cuvinte, în criptele patriei recunoscătoare, ale unei patrii care nu e însă a noastră. Și pentru niște oameni cu foarte puține legături cu noi. Vreau să vă mărturisesc că această poezie mi-a plăcut foarte mult, pentru că adesea seara, uitându-mă
la televizor, la tot felul de canale care au documentare, mă întreb, totuși, de ce mă uit eu la acești oameni, la ce prezintă ei, pentru că, fiind român, aș vrea să văd mai multe documentare despre țara noastră, despre locurile noastre și ei ne servesc tot felul de locuri frumoase, într-adevăr, dar la care eu nu rezonez. Și citind această poezie, m-am regăsit 100% în scrisul ei. Tocmai asta este problema și aici este, eu știu, rolul poeziei. Nichita Stănescu spunea foarte frumos, un poet este cu atât mai mare cu cât cei care îl citesc, nu pe poet îl regăsesc, ci pe ei înșiși. Asta este. Dacă dumneavoastră cumpărați și citiți acest volum de poezie al Vasile Baghiu și vă regăsiți măcar într-o poezie, înseamnă că menirea acestui volum a fost atinsă. Pe urmă, sigur, vedeți, noi toți am avut ocazia să mergem după 89 în vest, mai mult sau mai puțin. Dar mi-am dat seama, citind acest volum, că foarte puține lucruri rămân în lăuntrul nostru și că poetul are un organ special, aș spune, îmi place cuvântul ăsta care îl știu de la Constantin Noica. Noica spunea, ca să faci filozofie, trebuie să ai un anumit organ. N-ai organ degeaba, poți să citești filozofie toată viața, n-ai să faci niciodată filozofie. Așa și cu poetul. Toți trecem prin tot felul de orașe, de capitale, dar poetul, cu această lentilă a lui, cu această privire, cu acest organ, știe să surprindă anumite momente și să refixeze. Și de aici poate și titlul volumului, Metode simple de încetinire a timpului. Pentru că timpul, rămânând fixat în aceste poeme, el de fapt poate fi regăsit, ca în celebra formulare a lui Proust, timpul pierdut și regăsit, da? Și citind poezia, timpul practic se întoarce înapoi și îl reiei și recitim poezia, îl încetinești și iar îl reiei. Deci iată menirea poeziei. Sigur, e o poezie opriți la sol pentru escală. Pe aeroporturi, știți cum e acum, sunt zeci de mii de avioane care zboară deasupra planetei și sunt și locuri în care oprești ca avionul să fie alimentat. Și iată ce trăire are poetul într-un asemenea avion. Ceea ce ne tulbură mai mult e străin de viața de zi cu zi și de natura noastră adevărată, mofturoasă. Plânsul unui copil care nu mai are răbdare în avion, opriți cum suntem la sol, într-o escală spre Paris, pentru alimentare la Lille, unde nu am fost niciodată, e ca o muzică a filmului în care trăim și jucăm în același timp. Simți puterea vieții în plâns. Vocea capitanului, oferind vești bune și oamenii străini din jur, vorbind limbi necunoscute sau mici elemente de diversitate, e o așteptare greu de ținut sub control, o încercare, o întrecere între timpul personal și timpul universal, care sunt frați binevoitori între ei și foarte rar în favoarea noastră. Cu ceva timp în urmă am citit o carte care avea un titlu care suna așa, Fericirea ca obligație. Era o carte care se referea la panourile publicitare, la reclamele care ne invadează spațiul și public și intim de acasă și toate aceste reclame ne spun, cumpărați produsul cu tare și veți fi fericit. Și asta de ce? Pentru că meriți. Toate aceste reclame vor să ne transforme pe noi în centrul Universului și să ne demonstreze că toată planeta, tot Universul lucrează astfel încât să fim noi fericiți. Numai că trebuie să cumpărăm acele produse. Dar sigur că până la urmă realizez că totul este doar o poșghiță și că în spatele acestor reclame sunt de fapt interesele marilor companii
și în spatele lor se învânt miliarde și miliarde de lei sau de euro. Cineva spunea o vorbă celebră, cerul de deasupra îl schimbi, marea trecând-o, nu sufletul. Așa că poetul, plecând de acasă, deși a ajuns în diferite locuri în Europa, resimte anumite stări și nu se lasă, eu știu, rupt de tărâmul din care a plecat. Și asta o să vedem și în poezia Doar un zâmbet. Uneori mă gândesc la lucruri simple, ca viața, iar asta îmi dă un sentiment de siguranță, la fel cum încerca să ne ofere și vașnicul capitan grec de vaporaș la Aia Napa când ne invita să intrăm în submarinul lui galben, făcând mici glume pe care le repeta, cred, la fiecare cursă. Nimic nu întrece această dorință de a trăi care depășește granițe, rase și nații. Într-un fel, omul nostru, responsabil cu buna dispoziție, are dreptate. Nu trebuie decât un zâmbet și totul devine chiar plăcut și suportabil pentru toată lumea. Mai am o singură poezie. Cutreierând tot așa țările, poetul realizează că totuși sunt momente când se simte un client al turismului, la grămadă, cu puncte de bifat. Asta e o stare pe care am simțit-o și eu cu ani în urmă, când am făcut un pelerinaj în Țara Sfântă și tot așa, ajungând în tot felul de locuri sfinte, lumea, în loc să pună accent pe întâlnirea cu locul respectiv, nu știa cum să facă cât mai multe poze. Și atunci pierdeau contactul cu Betleemul, cu Nazaretul, cu Muntele Tabor și așa mai departe, pentru că vreau să fie surprinși cât mai aproape de nu știu ce icoane, nu știu ce piatră. Ce este mai importantă? Poza la care poate nu te mai uiți niciodată sau întâlnirea directă cu locul în care nu mai revii așa repede? Și este și poezia cu care se încheie volumul și care se cheamă Fragmente din Planul General. Acum că tot se vorbește despre feluritele și ingenioasele metode prin care viața poate învinge moartea și timpul poate fi încetinit ușor, ar fi cazul să ne retragem măcar pentru o vreme, ca să oferim o șansă vederii lucrurilor în propria lumină, iar adevărul să se depună ca praful pe mobile, în timp netulburat, stăpân pe situație. Știu, nu ai instrumentele ideale, dar ai fi în stare să treci bariera invizibilă a așteptării. Nu mergem înainte, ci mai departe, pe un drum de întoarcere, clienți ai turismului la grămadă cu puncte de bifat în registrul cel mai elocvent al solidarității, pe linia dinainte trasată cu fermitate de o mână sigură de arhitect care oferă doar fragmente, schițe, detalii și niciodată planul general, altfel imposibil de cuprins pe tot ecranul. Mie nu-mi rămâne decât să-l felicit pe autor pentru volumul pe care ne l-a dăruit și să așteptăm și viitoarele volume născute tot din acest periplu pe continentele planetei numită Pământ. Vasile Vergine. Îi mulțumim lui Dan Iacob, dar
Foarte bine îl cunoaște pe Vasile Baghiu, acest om grav și când râde, acest om tenace. Deci foarte bine îl cunoaște Părintele Ploscaru, din mai multe motive. Unul ar fi că sunt confrați de artă. Al doilea este că este duhovnic și este preot. Nu se poate să nu cunoști sufletul atunci când ai aceste calități. Așadar, îl rugăm pe Părintele și poetul Ploscaru, Dorin Ploscaru, să ne vorbească despre Vasile Baghiu și scrierile lui. Mulțumesc, Mihai! Bine v-am găsit, iubiți prieteni! Bună seara! Sunt bucuros să ne regăsim, să ne reîntâlnim pe undele poeziei și de mult, de foarte mult timp, îmi era dor de o carte de poezie de talia pe care o lansăm în seara aceasta. Și îi mărturiseam lui Vasile că, sigur, cartea eu am parcurs-o câteva zile în urmă, acum câteva zile. Am citit-o, am recitit-o, am văzut, am găsit acolo în ea tot ceea ce credeam că voi găsi și sunt bucuros că în acest volum, pentru că el s-a născut într-o fervoare a lucrărilor pe care el le are, niște obligații față de didactică și de pedagogie, acele tomuri de îngrijiri de nursing, le văd aici pe domnișoarele eleve și doamnele, le mulțumim pentru afecțiune și pentru admirație. Și s-a născut ca un fel de respiro în momentele lui foarte, foarte concentrate și foarte încărcate de nopți albe. Și cu atât mai mult, deci, aglutinările acestea lirice au căpătat o notă de suspans prin faptul că manuscrisul acestui volum, acestei cărți, a fost uitat într-un avion. Și tot prin căi himeriste, prin mirajul acesta al poeziei, a fost găsit, recuperat de la un birou și iată-l în fața noastră, în fața dumneavoastră. Spun suspans himerist pentru că Vasile Baghiu este autorul unui manifest himerist care are între punctele sale forte visarea, călătoria, dedublarea și iată că unele din aceste puncte ale manifestului himerist, el reușește să le pună în mișcare, să le dea viață, să trăiască împreună cu ele, pur și simplu, încât îmi mărturisea când, sigur, aveam noi și mai avem unele întâlniri, de această bucurie, de acea coincidență teribilă cu acel poet japonez care s-a regăsit într-un vers al său, într-un loc fixat pe harta orașului său natal. Și acest lucru a fost un lucru extraordinar deci o coincidență grozavă. De asemenea, este important de spus că cartea aceasta, Metode simple de încetinire a timpului, e un titlu
la prima vedere filosofic, grandios, e foarte cu minte și foarte liniștit și ați văzut prea bine că Dan a decriptat titlul volumului în ultimul text din volum. Este vorba de fragmente din planul general, unde ați auzit că despre feluritele și ingenioasele metode prin care viața poate învinge moartea și timpul, poate fi încetinit ușor. Ar fi cazul să ne retragem măcar pentru o vreme. Deci iată că poetul a găsit o metodă de încetinire a timpului în viziunea aceasta și în maniera aceasta a călătoriei. Călătoria ne ajută să plecăm și să venim, să ne facem introspecțiile noastre interioare și să ne întâlnim cu timpul universal și cu cel personal. Este un timp universal și unul personal acolo, când plângea copilul în aeroport. Și acest lucru, vedeți că nu-l face tot, nu-l face pe poet să emită anumite formule, anumite definiții foarte academice, filosofice. Timpul universal și timpul personal se întâlnesc undeva, dar niciodată în favoarea noastră. E foarte frumos și foarte simplu spus și cât se poate de poetic. Eu am rămas cucerit de această carte pentru că, repet, îmi era dor de o carte de poezie autentică, scrisă, cum se spune, la meserie. Scrisă așa cu... nu crispat, nu încrâncenat, ci foarte, foarte aplicat. Și dacă ar fi cu noi aici Constanța Buzea, sunt convins, dragă Vasile, că te-ar felicita din toată inima pentru această izbândă. Ea fiind, într-un fel, doamna Constanța Buzea, cea care ne-a lansat pe noi în lumea literară și este, cum se spune, nașa noastră de literatură, da. De aceea, în toată stucatura aceasta a volumului, vom întâlni și vom regăsi febra acelor trăiri din Calabria, din Sicilia, din Grecia. Ne vom întâlni cu Elveția și Schöppingen în Germania. Toate aceste meridiane pe care ne plimbă poetul nu sunt altceva decât ceasuri, ore la care se oprește acul ceasornicului și în care noi vedem și citim că stările sale, tot ce înseamnă depresie, tot ce înseamnă anxietate, nu? Mi s-a tăiat un pic anxietatea în momentul în care am băut un pahar cu vin auriu, spune poetul într-un vers în avion. Fiecare dintre noi avem aceste stări de tristețe, de mâhnire, de ușoară depresie, de anxietate, de nedumerire. Și iată că în căutările acestea din călătorii, poezia răzbate la suprafață, poezia înflorește și luminează la întâlniri, la interstițiile, intersecțiile dintre călătorii. Ceea ce
iată, face călătoria. Ce poate face călătoria? Încât himerismul, manifestul himerist și toată acea demonstrație pe care poetul o face în manifestul himerist, se împlinește, se vede cu voia sau fără voia noastră, cu voia sau fără voia lui, călătoria îl ajută să-și învingă toate stările febrile și să viseze. Sunt versuri foarte frumoase, sigur. Dumneavoastră, dacă veți citi în tihnă și în liniște cartea și veți savura cu multă, sunt convins, atenție și sensibilitate tot ceea ce poetul ne oferă. De aceea eu îl felicit din toată inima pentru această izbândă și alături de mine sunt convins că și confrații, colegii sunt în același gând. Vreau să vă amintesc că pe orizontală și pe verticală, de-a stânga și de-a dreapta, cartea, chiar atunci când pare cursul poeziei lipsit de orice fel de zvâcnire lirică, irumpe imediat în versuri de o strălucire teribilă. E multă primăvară în fiecare gest de întoarcere. E multă toamnă în fiecare vorbă spusă în doi peri. E multă viață în viața de după viața de acum. Deci un fel de Hristos Anesti spus în cheie poetică. Deci, repet, e multă viață în viața de după viața de acum. În trei versuri să rezumi credința ta în viața de după viață este o performanță. Și, sigur, în mai în față zice, frustrarea și suferințele mici se vor topi în dureri existențiale demne de lucrări filosofice. Sigur că în parcursul literar al lui Vasile Vagheu trebuie punctat și momentul Ana Blandiana. Un moment important pentru harta vieții sale literare, pentru că Ana Blandiana a avut un rol decisiv în orientarea tânărului poet și, de ce nu, a noastră a tuturor. Fie că a fost vorba de Memorialul Sighet, fie că a fost vorba de recitalurile de la Sighet, fie că a fost vorba de întâlnirile noastre la diferite festivaluri sau, știu eu, concursuri naționale, internaționale și așa mai departe. Spun acest lucru pentru că Vasile s-a implicat și din punct de vedere civic, în Alianța Civică, și așa mai departe. Nu e momentul și timpul. Am punctat acest lucru pentru ca noi să ne facem o imagine și o idee despre statura literară și culturală a poetului. De asemenea, trebuie să spun că eu mi-am notat în niște ștraifuri aici, dar nu știu dacă mai e timp să parcurgem. În convertirea de la roman la poet s-a produs o fericită coabitare, pentru că Vasile a debutat ca poet și este poet cu P mare. În momentul când a scris roman și a scris două romane minunate, care au fost foarte bine primite de critică și aplaudate de toată lumea literară. E vorba de Planuri de viață de la Polirom din 2012
și de fericire sublimite de la editura Carbides, Bistrița 2014, toți credeam că Vasile gata, a încheiat cu poezia și s-a retras în roman. De unde? Iată că, bine că dacă citim și romanele sale, el este foarte, foarte lucid, foarte aplicat cu personajele, cu lumile, cu spațiile. Stăpânește foarte bine arta epicului și, dar toate sunt îmbibate de poeticitate, de poezie. Aș putea să vin acum cu o mie de exemple pentru a vă demonstra acest lucru, însă nu e timpul. Am făcut atunci când am lansat Fericire sub limite și Planul de viață. Am ținut să subliniez acest lucru pentru că în excursul său scriitoricesc, toată activitatea sa literară, Vasile a arătat și ne-a arătat trăirea. Trăirea fie la nivel personal, fie la nivel social, fie la nivel civic, în toată frumusețea și toată splendoarea sa. Avem în această carte fixat Madridul, Parisul, Veneția, Sicilia, plaja Carusus, Palermo, Taormina. Avem multe, multe popasuri și respirări lirice în Roma, zăpada la Roma, în poemul acela. Și sigur că este un dialog în toate poemele între el și un alt personaj care este, sigur, Iuliana, că este un personaj feminin, e doamna, soția, dar eu am fost tentat uneori să cred, citind și recitind, că acest al doilea personaj este sufletul, este dialogul său ca în scrierile lui Origen sau ale Fericitului Augustin cu sufletul sau ale Sfântului Efrem Siru. Nu, suflete al meu, suflete al meu, pentru că toți suntem, iată, în postul mare. Încât zice, dacă ar putea înfrunzi cu frunze, nu cu frunze, ci cu vorbe, cuvinte, expresii, fraze, gânduri, sentimente, idealuri, e vorba de un moment în care plimbarea se face pe sub copaci și această plimbare are deasupra crengile care nu sunt cu frunze, ci cu expresii, cuvinte, sentimente și așa mai departe. Deci iată că dincolo de truda celor trei volume de didactică și metodică de nursing, de îngrijirea bolnavului, Vasile ne oferă încă o metodă de data aceasta lirică, poetică, metodă simplă de încetinire a timpului, de oprire a clipei, de oprire a secundei, a milionimei de secundă, care devine frumusețe, devine splendoare, devine aici și acum. Lucrul acesta este de admirat și sigur că terapeutica poeziei este și ea o metodă prin care poetul își atinge scopul. Ne vindecă de noi înșine, de anxietățile, de stările noastre, tristețile, etc., etc., și ne ajută să putem zâmbi, să putem lăsa lumina să intre în inima și în ochii noștri, pentru că este, fără îndoială,
poezia are rolul acesta deosebit de a încetini, nu? Ca să-l citesc, de a încetini timpul, care nu mai are un trecut, un prezent și un viitor, ci are un prezent al trecutului, un prezent al prezentului și un prezent al viitorului în viziunea sa, cum zice, pentru că nu mergem agale prin jardin de tuilerici, strivind frunze ude pe alei nisipoase, ci într-un film chimerist despre călătorii. Ploile venite târziu prin noiembrie aveau acel ceva din abecedarele epocii comuniste cu desene colorate, în care vijelia sufla cu putere în umbrele copiilor care se duceau la școală cu aprige dorință de învățătură. Eu mi-am notat un text, un poem, se cheamă Marca Secretă, care mi-a plăcut foarte mult și pe care vi-l voi citi. Ai observat atunci când ne gândim așa la lumea mare, nu devenim mai neînsemnați, ci parcă protejați cumva, ca și cum am lua universul de martor la micile noastre necazuri și nici măcar nu ne plângem. Experimentați călători, azi pe esplanada portului la Palermo, mâine stând de vorbă sus în amfiteatrul grec din Taormina, cu niște sicilieni americanizați care aveau lacrimi în ochi, amintindu-și de copilăria de aici și care ne-au întrebat ce limbă vorbim. Româna noastră dragă sună exotic, deși familiar, trebuie să o recunoaștem, parcă portugheză la unele întorsături de frază, un pic italiană, uneori când ridicăm tonul chiar franceză râită pe alocuri, spaniolă când ne precipităm să spunem totul, însă nu e rău nici așa. Română, totuși, cu ecouri latine, marca noastră secretă de identitate, când mergem pe străzi necunoscute, la întâmplare și nu trebuie să oferim explicații de niciun fel nimănui. Vă rog să citiți cartea și veți fi fericiți, cum spunea Daniel. Veți fi încântați. Dragă Vasile, felicitări sincere. Mulțumim părintelui poetului preot Dorin Ploscaru. Să recunoaștem că un astfel de obiect, o carte, nu e decât un fel de vârf al iceberg-ului, un fel de fulgerare al unui existând, care fulgerarea va deveni trăsnet dacă ne atingem. Așa că o să-l rog pe Vasile Bagheu să ne adâncească în acel existând care înseamnă, de fapt, viața care dă naștere unei astfel de cărți. Însă, pentru că ne-a promis că răspunde la întrebări, aș vrea să îl provoc după ce ne va explica, dacă are plăcerea, câte ceva despre carte, să-mi explice o nelămurire pe care o am după de vreme. Tot mai mulți poeți își etichetează scrierile ca fiind poeme. Și asta mă face pe mine să cred că programatic, cumva, acești scriitori fug de exemplu, simpla muzicalitate a rimei, că fug de lirism și vor să arate că preferă un gen epic, deși sunt totuși acolo versuri. Este o nelămurire care m-a atins de fiecare dată când am văzut și la Nichita Stănescu, de exemplu, am văzut la Dan Verona recent că avem o preocupare pentru poetul care a crescut aici la Piatra Neamț. Dan Verona își numesc lucrurile produse ale creației poeme și nu poezii. Așa că este o primă întrebare, Vasile Maghiu. Mulțumesc, Mihail Balint. Mulțumesc, Dan Iacob. Mulțumesc, Părinte Ploscaru, pentru cuvintele și gândurile bune
și pentru lucrurile interesante pe care le-ați spus aici despre această carte care ar fi putut să fie pierdută, dar care a fost găsită printr-o întâmplare, o întâmplare care are legătură cu poezia pe care o scriu, și anume această permanentă călătorie care mă pune în mișcare. Revenind la întrebarea lui Mihai Balint, pur și simplu cred că poezia trebuie să aibă un ritm al ei, care nu exclude muzica, este la fel poeziile cu rimă, poeziile clasice au o muzicalitate în plus dată de aceste rime, dar toate, și poezia clasică și poezia modernă, au ritmul care le dă profunzimea, și cred că acest lucru contează de fapt. Este la fel ca atunci când vorbim și vorbim mai repede sau vorbim mai rar sau spunem lucruri mai interesante sau mai banale, felul în care vorbim dă seama de, până la urmă, de ceea ce vrem să spunem, și poate că dă seama de esența vorbirii, așa cum ritmul dă seama de esența poeziei. Ne arătăm melancolici sau furioși sau iritați sau pur și simplu reflexivi în funcție de felul în care vorbim. Și așa se întâmplă și în poezie. Se pot spune mai multe lucruri pe acest subiect, se pot scrie eseuri, se pot scrie cărți, au și făcut-o alții până la noi, au scris eseuri strălucitoare pe acest subiect, însă aici aș vrea să revin la relația aceasta a mea cu poezia, în sensul că pentru mine poezia s-a arătat în două feluri în viața mea. Este poezia trăită și poezia scrisă. Sigur, toți trăim momente în care putem spune că asta e poezia. Este poezia vieții mele. Acesta este un moment în care simt că m-am apropiat, că sunt chiar în mijlocul poeziei. Ceea ce trăiesc eu acum este poezie. Există și partea aceasta scrisă, există poezia scrisă. Și totdeauna m-am întrebat care este diferența și, la urma urmei, care este mai importantă în economia vieții unui om. Pentru mine mai importantă este poezia trăită. Dacă se întâmplă să apară și scrisul, cu atât mai bine, dar cred că sensul vieții pentru cineva care scrie, și cel puțin pentru mine așa, în cazul meu așa se întâmplă, este dat în principal de trăirea poeziei. Dacă există această trăire a poeziei, ea poate să nu mai fie scrisă. Nu mai contează. Scrisul face acest lucru pe care am încercat să-l cuprind în acest titlu, și anume multiplică niște stări, pornește mecanismul acesta de încetinire a timpului, în sensul că anumite momente prinse într-un poem rămân cumva acolo, undeva într-o carte sau undeva în memoria cuiva care are pasiune pentru această artă a poeziei.
Dar eu îmi amintesc, de exemplu, și sunt mult mai puternice în sufletul meu, momentele acelea în care am trăit poezia și care poate nu s-a reflectat niciodată în vreun text. Prietenul meu, neamț Achim Jäger, după ani de zile în care l-am vizitat din nou acolo în Aachen lui minunat, mi-a spus, uitasem, zice, uite, Vasile, aici, pe terasa asta, din fața Rathaus, primăria din Aachen, ai găsit titlul volumului tău de poezie, Himerus Alter, în Rheinland. Și uitasem, bineînțeles, dar m-am gândit, uite, pentru cineva însemnat, a avut greutate în momentul acela în care eu mă gândisem la titlu, în care am vorbit despre lucrurile acestea. La fel se întâmplă uneori la școală și mulțumesc elevilor care au venit aici, deși programul nu le-ar fi permis. Îmi pare rău că nu s-au potrivit orarele, ca să spun așa, și că unii care ar fi vrut să fie aici nu sunt. Dar vor mai fi ocazii și vreau să spun că așa se întâmplă și la școală uneori. Eu încerc să fug de poezie în viața mea. Poate că așa se explică faptul că am scris în ultimii 3 ani 3 volume într-un tratat de specialitate medicală, un efort de documentare care m-a scos așa cum mi-am dorit, m-a îndepărtat de poezie. De ce vreau să mă îndepărtez de poezie? Pentru că simt că atunci când îți dorești să trăiești poezia, poezia fuge de tine. Nu poți liriciza propria viață. Nu poți trăi poezie declamând faptul că ești, știu eu, ai sensibilitate poetică. Este ciudat acest mecanism și el a funcționat în viața mea. Încerc să mă țin de el, deși uneori simt că nu-l stăpânesc. E vorba de faptul că atunci când m-am gândit doar la poezie, deci nu o trăiam, mă gândeam la orașele prin care mi-ar fi plăcut să fiu. Era comunismul, începusem să scriu și mă gândeam la aceste orașe. Aceea nu era o poezie trăită, aceea era o poezie scrisă, visată, care nu mă mulțumea. Mai târziu am ajuns să pășesc prin locurile pe care le-am visat, pe care le-am pomenit în aceste texte, iar și atunci mi-am dat seama că trăirea poeziei este mai importantă decât scrierea ei. Că faptul de a mă plimba pe lângă Buchiniști, pe malul Senei, este mai intens decât să scriu un poem despre această plimbare. Că faptul de a fi stat de vorbă cu Achim Jäger în Aachen și vorbind despre poezie, este un moment mai intens decât dacă aș fi pomenit asta undeva într-un poem. Mi se pare că este mai intens momentul în care mă întâlnesc cu cineva cu care îmi place să stau de vorbă, așa cum este și acest moment în care îmi place că, deși vremurile, nu știu cum au început să devină în lumea asta noastră, ați venit totuși aici, iar momentul ăsta este cumva intens pentru mine în sensul că îmi confirmă faptul că tot ceea ce facem, efortul, zbuciumul, visarea, totul poate căpăta un sens dacă toate astea au ecou și în inimile altor oameni. Fără așa ceva, degeaba scriu texte undeva, degeaba scriu acele reflecții pe Facebook și dacă nu se întâmplă trăirea aceasta a prezentului etern în care mă simt. Eu scriu pentru cititorii de azi. Posteritatea e o problemă care nu mă privește pe mine, îl privește pe Dumnezeu.
mă interesează cititorii care pot vedea, observa, reflecta, găsi ceva în ceea ce scriu. De aceea mă bucur că există astfel de momente. Odată nu făceam lansări, nu mă interesau, dar au început să mă intereseze. Poate că și pentru că încep să îmbătrânesc și încerc să mă agăț de niște repere în așa fel încât timpul să încetinească cumva. Dar rețin secretul metoda am deprins-o. Am deprins-o. Este a trăi în timpul tău, a fi atent la oamenii din jurul tău, a te bucura de lucrurile banale ale vieții, a călători și a încerca să cunoști lumea așa cum este ea acum. Pentru mine călătoria este poezia trăită, pur și simplu. Iar coincidențele de care s-a spus aici sunt pentru mine pur și simplu uluitoare. Însuși faptul că acest caiet a fost pierdut într-un avion, nu speram, nici nu gândeam că îl voi găsi vreodată, dar aflându-mă, mă plimbam cu Iuliana prin Paris și eram trist, nu mă puteam bucura de Paris, din cauza că nu mai aveam caietul, care era cu jurnal, cu poezii. Și la un moment dat a spus, zice, dar scrie undeva, la aeroport, scrie. Am avut așa, am scris un e-mail, a doua zi, pur și simplu, am găsit un e-mail în care mi se spunea, domnule, caietul dumneavoastră este la noi, pe aeroportul Buvet. Treceți și luați. Este la noi. Și lumea asta e mică. Întâmplările astea au loc, sunt posibile. Ce vreau să vă mai spun în încheiere, ca să nu lungim prea mult această vorbire? Că vreau să vă mulțumesc că ați venit. Că sper în continuare că vom ține legătura într-un fel sau altul, fie prin mijloacele acestea, Facebook, care ieri a picat și a fost o dramă. Am fost fericit dimineața. Lumea a revenit la normal. Cei care nu au, nu știu că se poate întâmpla o asemenea tragedie. Și că mai sper că pe calea asta a poeziei pot cumva înțelege ceva din această viață. Este speranța mea secretă, cumva, încerc să înțeleg câte ceva, nu-mi reușește întotdeauna, dar probabil că, de fapt, asta e. Nu e treaba noastră să înțelegem viața, e în altă ecuație. Nu e în ecuația noastră, dacă facem efortul, cred că efortul acesta ne dă o idee că însemnăm cumva ceva, că are un rost trecerea noastră pe aici. Oricum, cred că trebuie să fim atenți unii cu alții și prezența domnilor voastre aici mă încredințează că se poate merge, se poate conta pe speranță. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Vasile Baghiu, pentru prezența la Biblioteca Județeană Ghete Chirilianu Neamț în această seară, pentru prezența constantă la activitățile acestei instituții. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru participare. Vă anunțăm că urmează sesiune de autografe și că puteți pune întrebări nu numai când vă va semna un exemplar Vasile Baghiu, ci și acum.